Să știți că astăzi, în satul Lucășeuca din raionul Orhei, s-a desfășurat prima ediție a Festivalului Ștefan cel Mare și Sfânt. Mai multe detalii aflăm în continuare de la părintele Iulian Rață, preot paroh în satul Lucășeuca, dar și direct implicat în organizarea acestui festival. Părinte, bună seara în primul rând și vă adresez direct o întrebare legată de inițiativa organizării acestui festival. De ce a fost importantă această idee pentru dumneavoastră? Bună seara, vă salut pe toți cu mare drag și vă mulțumesc enorm pentru interesul pe care îl manifestați față de ceea ce facem noi. Acest festival se cocea în mintea noastră de foarte mult timp și ne doream enorm de mult pentru ca noi să-l facem, pentru că ne dorim promovarea valorilor, promovarea frumosului din țara noastră și ne dorim ca Ștefan cel Mare să fie cunoscut de întreaga lume. Mai mult ca orice ne-am dorit ca lumea să înțelegă de ce Ștefan cel Mare este un sfânt al bisericii noastre și care au fost motivele care au dus la canonizarea Sfântului. Și am găsit de cuvință că cea mai potrivită cale de promovare a Sfântului Ștefan și de ajutorarea oamenilor pentru a-l cunoaște este, iată, anume un astfel de festival. Mulțumim Dumnezeu, ne-au apărut oameni extraordinari în cale care ne-au învățat ce trebuie să facem și cum trebuie să facem și iată-ne, cu ajutorul Domnului, ajuns la cea din tâi ediție, sperăm un bun început. Dacă ați putea să ne povestiți foarte puțin despre activitățile din cadrul acestui festival. Am înțeles că s-a organizat un târg, au fost prezenți meșteri populari. Exact, am început dimineața cu Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, oficiată de Preasfințitul Siloan, episcopul de Orhei, în biserica din Lucășeuca, după care a demarat festivalul propriu-zis. Între timp, pe toată această perioadă de timp, în afara curții bisericii a fost organizat pentru prima dată, într-adevăr, un târg al meșteșugarilor, pentru că se fac lucruri extraordinare în Lucășeuca, pe care lumea trebuie să le cunoască. De exemplu, meșteșugăritul lingurilor de lemn. Se cam pierde, din păcate. Dar la noi sunt oameni extraordinari care știu încă a face acest lucru. Oamenii se ocupă cu albinuțele și au niște produse extraordinare eco care trebuie promovate. Oamenii fac niște scrânceburi foarte frumoase pentru că suntem la poalele codrelor și știm a mânui lemnul. De aceea am găsit de cuvință că în cadrul acestui festival trebuie și suntem pur și simplu datori să promovăm frumosul și oameni extraordinari din comunitate. Nu i-am lăsat pe umbră nici pe pici. Vreau să vă spun că cu ajutorul Domnului pentru pici a fost organizate diferite jocuri în spatele bisericii. A fost adus un ludobus care i-a antrenat pe copii în diverse activități. Și spre seară, pe la ora 9, seara 21:00, vom avea proiecții de film pentru teritoriul bisericii. Pentru nostru familiarizeze cu ceea ce este Ștefan pentru neamul nostru. Părinte, vă mulțumim tare mult pentru că ați intrat în legătură directă cu noi. Este prima ediție. Sunt curioasă dacă vă gândiți deja și la următoarele ediții. Am și înțeles toate minusurile, toate lacunele, suntem gata să le înlăturăm și suntem siguri că următoarea și mai următoarea și mai următoarea vor fi tot mai bune, mai interesante, mai frumoase și așteptăm televiziunea Moldovei cu drag în satul Lucășeuca. Doamne ajută, așa să fie, dar nu pot să închei discuția înainte de a vă ruga să ne povestiți puțin și despre corurile care s-au implicat în acest festival. Deci anul acesta am avut numai în exclusivitate voluntari, niște coruri extraordinare care și-au dorit cu tot din adinsul să participe la acest festival. Sunt cei care au venit pe cont propriu și cu toată dragostea și au prezentat într-adevăr niște piese patriotice, niște piese dedicate Marelui Domnitor extraordinare. Așa cum mănăstirii, domnul Sătucuri, am avut câteva coruri extraordinare din satul Inești, satul Puhoi, Inești, raionul Telinești, satul Puhoi, raionul Ielovei. Am avut cor din satul Peresecina, de la Isacova, de la Mana, evident și din Lucășeuca, că nu putem să fim gazdă fără a prezenta și noi frumosul de comunitatea noastră. Localnicii cum au reacționat și ce au avut de spus despre organizarea acestui festival?
Noi încă retrăim emoțiile, mai așteptăm comentariile, dar chiar sunt sufletul că toți cei care au fost prezenți au avut o stare de bine. De fapt, ăsta și-a fost unul dintre scopuri, ca toată lumea care va participa la o stare de bine în cadrul acestui festival să se bucure din plin de tot ceea ce s-a realizat, mai ales că fiecare dintre cei care sunt în Lucașov au încercat să contribuie în felul său la buna desfășurare a acestui festival. Sperăm, cu tot sufletul sperăm ca și mai mulți oameni să se implice. Doamne ajută, părinte, să știți că noi vedem acum și imagini. În timp ce dumneavoastră ne-ați oferit detalii despre cum s-a desfășurat festivalul, noi putem să ne și convingem de modul în care a decurs totul, privind aceste fotografii. Într-adevăr, pare a fi un eveniment care poate să adune la oaltă toți membrii unei familii de toate vârstele. Și remarc un detaliu frumos. Multă lume a venit îmbrăcată în straie populare, în stil tradițional, nu-i așa? Am avut dress code și chiar ne-am dorit lucrul acesta ca să promovăm portul tradițional, portul nostru național și, slavă lui Dumnezeu, o bună parte dintre toți cei prezenți, într-adevăr, au venit în costumul nostru național, felul acesta. Și din nou, promovarea. Știți că Lucașeu este, de fapt, un sat cu niște oameni extraordinari, care fac niște lucruri frumoase și ceea ce ne dorim din tot sufletul este ca lumea să ne cunoască, să știe că noi iubim frumosul, noi trăim frumosul, noi știm a lucra, noi știm a ne odihni, noi știm a cinsti sfinții noștri, noi știm a iubi frumosul. Mulțumim încă o dată, părinte, pentru timpul acordat. Doamne ajută în tot ce vă propuneți să faceți și vă mai așteptăm cu drag ca să ne povestiți despre proiectele frumoase pe care le organizați alături de localnicii din satul Lucășeuca. Îi salutăm pe toți, apropo. Mulțumesc, vă salut și eu cu drag și vă așteptăm în Lucășeuca. Mulțumim tare, tare mult.